Slăvit să fie Domnul! Amin! Biserica Domnului din Maier este biserică vie și spui din toată inima amin! Ca să vină Domnul și să toarne har în seara aceasta, binecuvântare și prezența Lui de plină locul acesta. Gloria Lui Dumnezeu! Familia Domnului Iisus din Maier este la sărbătoare. Pentru mine sărbătoarea aceasta are două semnificații. În primul rând, mă consider și eu membru acestei familii, pentru că aici am crescut. Și al doilea, în familia părinților mei, Dumnezeu a mai pregătit o sărbătoare, ținându-i pe ei în viață și mai văzând încă o lucrare în familie. Slăvit să fie Domnul! Să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru acest mare eveniment. În seara aceasta va fi o slujbă deosebită, o slujbă de ordinare, adică pus deoparte pentru o lucrare deosebită. Foarte scurt câteva gânduri pentru cei doi care astăzi Dumnezeu vrea să pună pe umerul lor poveri deosebite. Cei ordinari întotdeauna poartă numele de purtători de poveri și Domnul să le ajute, oricât ori fi de grele, să nu le lase jos. Apoi, întotdeauna, să fiți pregătiți pentru o lucrare sfântă. Nu știți la ce oră din zi și noapte cineva are nevoie de voi. Să fiți pregătiți pentru aceasta, să duceți o viață de rugăciune. Să nu tremurați în fața situațiilor dificile. Chiar dacă 1000 se duc la stânga și 10000 la dreapta, înainte cu Dumnezeu, că El este ajutorul, El este scutul și adăpostul, măriță de Domnul. Să mergeți pe picioarele voastre. Nimeni să nu vă târase cu alte lucruri decât să ascultați de glasul lui Dumnezeu. Măriță de numele Domnului. Să fiți oameni ai păcii, să căutați pacea și să alergați pentru ea, pentru poporul acesta. Măriță de Domnul. Niciodată să nu faceți compromisuri, indiferent care ar fi prețul lor, că lui Dumnezeu nu-i place. Lui Dumnezeu îi place omul drept, chiar dacă este aruncat în noroi, în tine și scuipat. Du-te înainte, nu face compromis și Dumnezeu te ridică, slăvit să fie Domnul. Să vă cunoască pe amândoi iadul și să-ți spună când o să-și facă planuri împotriva copiilor lui Dumnezeu. Aveți grijă că acolo sunt doi oameni al lui Dumnezeu. Să știe iadul că sunteți oameni al lui Dumnezeu. Dar pe de cealaltă parte, așa cum am avut eu mărturia și voi să aveți mărturia cerului și să se bucure cerul de voi, măriți-vă de numele Domnului. Să umblați de mână cu Dumnezeu în orice împrejurare. Și ultimul gând, frații vor vorbi mai multe, mă mărginez la atât. În orice împrejurare, chiar neînsemnată, să întrebați pe Dumnezeu, pentru ca să puteți lua hotărâri drepte și hotărâri temeinice. Domnul să vă binecuvinteze în slujire. Amin. Având în vedere faptul că membrii sau din familia aceasta, copii din familia aceasta, sunt departe, așa cum se spune, peste baltă, au ținut știe să fie părtași la bucuria noastră din locul acesta și ne-au trimis un mesaj pentru biserica din Maieru și pentru cei doi în seara aceasta. Domnul să-i binecuvinteze. Iubită biserică din Maieru, urările pe care le fac oamenii unii altora în preajma acestor sărbători nu sunt decât o continuare la dorința dumnezeiască exprimată prin cântarea îngerilor. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dorim și noi să ne alăturăm aceste urări de pace și de asemenea vă transmitem urări de bine, de sănătate și de prosperitate pe care le găsim în Sfintele Scripturi, ca ele să se împlinească de plin pentru dumneavoastră. Psalmul 115 cu versetul 15: fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul, glorie Lui. Psalmul 122 cu 7: pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Facă Domnul în toate familiile acestea din Maier.
Suntem din nou în apropierea sfârșitului unui an și mai aproape acum de Domnul decât la începutul acestui an. Copilașul cel născut în Betleem și în inima noastră trebuie să crească și noi să ne micșorăm. Să-i aducem laudă, mulțumire și închinare împreună cu îngerii, cu magii și cu păstorii. Frate Viorel Ometiță și frate Mircea Coitor, am înțeles că Domnul vă vrea în lucrare, vrea pe umerii voștri să purtați poveri grele. Va trebui mai mult ca și până acum să vă aplecați sub povara altora și să-i slujiți. Responsabilitățile voastre vor fi mult mai mari ca și până acum. De aceea vrem să vă punem, să vă spunem că noi cei dragi ai voștri de departe suntem alături de voi în această măreață zi cu rugăciunea îndreptată spre Cel Preanalt, rugându-L să vă umple cu putere, cu înțelepciune și cu tot ceea ce vede El că este nevoie pentru voi ca să puteți face lucrarea Domnului. Domnul să-i binecuvinte! De asemenea, din Cuvântul lui Dumnezeu cităm pentru voi Iosua 1, 8 și 9. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura voastră. Cugetați asupra ei zi și noapte, căutând să faceți tot ce este scris în ea. Căci atunci veți izbândi în toate lucrările voastre și atunci veți lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă înspăimântați și nu vă îngroziți, căci Domnul Dumnezeu vostru este cu voi în tot ce veți face. Măriți să fie numele Lui! Iubită biserică, împreună cu urările pe care vi le facem, dorim totodată să vă îndemnăm la a strânge rândurile și a ne pregăti pentru venirea Domnului. Pentru că cel născut în iesle s-a dus să ne pregătească un loc unde să fim împreună cu El pentru veșnicie. Cu dragoste și dăruire în slujba Domnului, familia Buia, familia Cimuca și familia Gușet din Statele Unite. Domnul să vă binecuvinteze, Ionică Buia, amin! Amin.